Bună ziua, Drinkaholics! Se vede că ne place foarte mult Mama Italie pentru că avem o grămadă de băuturi de acolo și astăzi nu este o excepție pentru că ne vom delecta cu un mic cinzano. Să începem! Cinzano este o băutură italiană pe numele ei vermut. Dar hai să vedem mai întâi ce este acest vermut. Ca de obicei, originea acestui vin aromatizat care era aproape vermut își are rădăcinile undeva în Grecia antică și se spune că al lui creator este chiar Hipocrate. Văd că sunt multe personalități care se bagă în afacerea asta cu vinul. Vio, Bordea, Bendeac, Puia. Acum se află că și domnului părinte al medicinei îi plăcea domeniul. Câte idei bune poate să vină din consumul responsabil, domnule? Destule. Bine, înainte nu era o băutură recreațională, cât era o băutură medicinală. Vinul era aromatizat cu pelin sau cu condimente și ingrediente ca migdale, miere sau scorțișoară. Această artă a aromelor a fost dusă mai departe, bineînțeles, de călugării călători. Vrea să spună călugării călători, e ok. Vermutul Cinzano datează din 1757 și a început cu magazinul de plante din Torino al fraților Giovanni Giacomo și Carlo Stefano Cinzano. Cel din urmă pare puțin mai important decât celălalt. Ei au creat un nou vermut rosso folosind plante din Alpii italieni, iar rețeta este ghicit secretă. Tot ce știm este că sunt incluse 35 de ingrediente, printre care cimbrișor și foaie verde maghiran, măi. M-a făcut mui ca oltean, măi. Cu căciulă de astrahan, la 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 la. Reclamele de la Cinzano au avut tot timpul un aer italian retro. Când a început era advertising-ului, Cinzano a vrut să-și facă reclamă în mai multe medii, inclusiv în ziare sau pe vedere. Și cum era foarte scump să lucrezi cu artiști și cu designeri la acea vreme și multe branduri nu își permiteau, ei bine, Cinzano avea bănuții, deci primele reclame au arătat bombă. Mie îmi place foarte mult domnul care cărăzește zebra. În anul 1925 s-a inaugurat logo-ul celebru care este pe toate sticlele Cinzano în momentul de față. Roșu reprezintă mândrie și pasiune, albastrul reprezintă regalitate, tradiție și adâncurile mării mediteranene, iar împreună fac vibe-ul italian. Plus că diagonala de pe mijloc este un hint subtil la ascensiunea brandului. În 1943, după bombardamentele din Italia, încăperile fabricii au fost distruse, dar mai exista pivnița Santa Vittoria d'Alba, unde existau peste 1 milion de sticle de Cinzano, iar ei au trebuit să zidească toate intrările pentru a le proteja de raidurile aeriene și de armata germană. Această întâmplare a inspirat și un film, Secretele lui Santa Vittoria. Ceva mai târziu au rămas în istorie cu o serie de reclame memorabile care avea ca protagoniști pe Joan Collins și pe Leonard Rossiter și se învârteau toate în jurul vărsării băuturii. Leonard Rossiter a fost cel care a sugerat această glumă regizorului și el a fost foarte implicat și în replici și în crearea reclamei. Atât ai avut de spus și te-ai încurcat de am tras 4 sau 5 duble deja? Nu, contează. Acestea erau niște mici reclame care erau adesea considerate mai amuzante decât programele printre care se dădeau. În plus, povestea spune că vânzările concurentului Martini au crescut pentru că lumea a confundat cele două branduri. Upsi! Nu știu dacă și voi vă jucați când erați mici, dar era un joc cu un barman pe mini-clip unde făceai tu frumos băuturile și apoi le dădeai lui să le guste și el făcea ca toate alea când îi plăceau. Mori mai există. Cum se bea? În primul rând, vermutul este un ingredient într-o grămadă de cocktailuri super celebre, Negroni, Manhattan, Martini. Noi o să facem astăzi un cocktail cu gin ca să mai tai din dulceața cinzanului. Punem mai întâi gheața. Bun. Punem grapefruit. Am dat un pupic la pahar. Bun, acum punem cinzano. 40 ml. Ah, ce frumos miroase. Miroase Italia. Și scoatem și niște botanist de sub masă. Tot 40 de ml. Ce credeți? V-ați fi așteptat să dau pe mine? Da. Da, ați așteptat. Bun. Acum punem niște Schweppes.
faci de rușine lumea barmanilor. Îmi pare rău, dar așa se... M-a emoționat. Și niște miere pe deasupra. Yummy, yummy. Voila! Și băltuța asta. Hai să vedem. Oh my god, ce bun e! Vezi că? Nu, că o să conduc. Ah, e foarte bun. Deci, beți responsabil. Zece. Zece, condus de o bătrânică în Germania. Dacă v-am făcut chef să mergeți până la Alpha Drink să vă luați un cinzano bunuț, nu uitați să dați like, subscribe, să apineți clopoțelul pentru notificări. V-am pupat și beți responsabil!